o să vă dau codurile de la aceste cețuci. Am impresia că acest articol o să fie banat. În episodul de astăzi o să fac 24 de ore doar în culoarea alb, dar ca și bogată VIP. Practic o să trăiesc într-o lume albă VIP. Va trebui să luăm cele mai scumpe ținute, cea mai scumpă casă. Prima dată avem nevoie de un Brookhaven alb, dar din ce vedem noi aici, nimic nu este alb. Și atunci ce facem? Cum facem un Brookhaven alb? O să folosesc modul VIP, practic pentru că este server privat. O să-l umplu de zăpadă, o să-l facem alb, 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 alb. Și uitați-vă, a venit iarna în Brookhaven. Știu că nu vă așteptați la treaba asta. Mai sunt câteva luni până la iarnă, până la Crăciun. Dar oare eu sunt singura care mă gândesc vara la iarnă? Sunt singura care așteaptă să împodobească bradul, să pun beculețe, cadouri? Va trebui să facem provocarea și să mergem pe marketplace să alegem cele mai scumpe ținute cu Robux. Suntem pe marketplace și am găsit cea mai ciudată chestie. S-au adăugat țâțe! Oh my god, silicoane! Doamne, ce ciudat! 50 de Robux și cu cercel. Ce e foarte tare astăzi că o să vă dau codurile. O să vă dau codurile de la aceste țâțuci. Ok. O geantă foarte luxoasă, albă. Acest machiaj super drăguț cu perle la ochi albe. O pereche de jeans din ăștia rupți. Unghii, din păcate nu merge cu cod, dar o să vă dau codul, că poate folosiți în alt joc. Cercei din ăștia fabuloși. Încă o față, așa baddy, cu buze mari și cu eyeliner alb. Un păr din ăsta ondulat. Niște aripi de înger. Și o coroniță de prințesă din asta regală, ca să se vadă bogăția. Ne-am întors oficial în Brookhaven și o să vă dau codul chiar acum pentru silicoane. Nu vine să cred că s-a adăugat. Aveți codul aici afișat pe ecran. Acesta 18163127679. Am impresia că acest articol o să fie banat. Deci stați puțin ca să scot bluza mea de dedesubt. Să pun ceva alb pe dedesubt. Și uitați-vă. Oh my god! Cum arată! Cu siguranță acest articol o să fie banat, cred eu, pe Brookhaven și pe Roblox. Dar doar ce l-au adăugat pe marketplace, așadar un timp probabil o să poată fi folosit. Oh my god, cât de amuzant. Acum cod pentru păr. 1455555. 4 de 5 practic. 84174. Și uitați-vă ce frumos este și părul acesta, special așa. Și acum mi se văd mai bine silicoanele. Aoleu! Vai de mine. Ia uite. Ia uite! Doamne! Practic o să fac un caracter alb, VIP așa, dar baddy. Codul pentru pantaloni 62859815573. Și uitați-vă ce pantaloni frumoși albi. Cred că trebuie să mă duc aici puțin în magazin, că e prea alb totul. Cu Adidas albi, respectă tema. Acum ne întoarcem afară ca să ne punem și restul. Am două variante de fețe. Vă dau întâi o față așa cu ochii închiși. Fața asta de zici că e supărată și baddy. Codul este pe ecran 17168454241. Și uite. Uite-te ce amuzant arată, gen. Nu mă deranja, am treabă. Scuze, nu mă deranja, sunt prea fițeasă, baddy. Vedeți, sunt și două steluțe acolo. E foarte amuzant
caracterul până și așa. Deci asta ar fi prima față. Dar eu o să o folosesc pe aceea cu ochii deschiși, ca să o și vedeți. Ar fi ciudat să stau așa botoasă tot episodul, nu? Să nu vedeți ochii. Iar acum codul pentru noua față este 16302838528. Fața asta, sincer, este mult mai cute. Acum eu am bretonul acesta, dar vedeți că pe dedesubt am o inimioară făcută din perle și în ochi am o inimioară. Deci fața aceasta mi se pare foarte cute, așa ca de îngeraș. S-o salvați dacă vă place. Și acum să-mi pun accesorii. Să punem codul pentru geantă 14496567024. Și uitați-vă ce frumoasă este și geanta din asta așa luxoasă. Mi s-a pus aici sub braț și mai vreau să pun coroniță. Cod coroniță 129-222-19316. Și uitați-vă ce frumoasă este coronița, vai! Ce detalii frumoase la coroniță! Foarte, foarte frumos! Dar la perluțele acelea ne trebuiesc și niște cercei foarte speciali, așa, valoroși. Să vă dau codul pentru cercei 17335811268. E posibil să avem ceva similar în Brookhaven, dar eu i-am luat de pe Marketplace. Nu se văd foarte bine aici, dar cât se văd, se vede că sunt așa valoroși, cu pietre prețioase și se completează practic cu coronița. Vrem să-l facem mai fițos skin-ul, mai de bogată VIP și o să punem aripioare de înger. Dacă vreți să arătați ca un îngeraj, codul este 14943566662. Mamă, câți de 6. Vedeți că sunt 4 de 6. Uitați-vă cât de mișto arată. Oh my god. Uitați-vă cât de frumos. Deci aripioarele acestea sunt atât de feminine și de drăguțe. Deci fix cum este caracterul nostru alb. Ia uitați-vă. Foarte, foarte frumoase. Însă nu încheiem aici. Vreau să vă dau și codul pentru unghii albe, doar că nu funcționează aici în Brookhaven. Dar o să vă dau codul, că poate îl folosiți pe alte jocuri. Codul este 12824796790. O să vedeți că dau enter și nu se pun unghiuțele. Din păcate, erau foarte frumoase. Acestea erau 55 de Robux și dacă dăm să le vedem, așa ar fi arătat. Niște unghii foarte mari așa. Acum trebuie să facem caracterul cât mai VIP. Și trebuie să mergem aici la coroniță și să punem efecte VIP. Hai să vedem care ar arăta drăguț. Și acesta e drăguț, dar eu văd niște steluțe, sincer. Cred că acesta sau așa. Ăsta e așa ca un foc, dar nu e alb. Sau ăsta iară ar arăta super drăguț. Sau ăsta așa de zici că iese aburul din noi. Nu, sincer, ăsta așa de steluțe parcă. Mamă, ce frumos e. Și nu lăsăm așa. Hai să vă arăt șmecheria șmecheriilor. Mergem în chat și scriem aici frumos, vedeți că am scris deja. Și practic o să și zburăm. Pentru că sunt un îngeraș. Și deja uitați-vă cât de mișto arată. Deci caracterul arată super, super fain așa. Și mai ales că și zburăm, e și mișto. Un mijloc de transport, dar înainte de asta vreau să-mi pun și numele aici, foarte VIP. Dar efectul nu este tocmai alb. Da, acestea sunt VIP, doar că nu mi se pare că s-ar prea potrivi că-s colorate. Cred că las doar simplu alb. Sincer, aș vrea să merg cu calul, pentru că așa mi se pare. Din cauza efectului merg așa, îi schimb eu culoarea pe aici.
Cred că îl țin totuși așa. Și din cauza efectului pe care l-am pus înainte, din chat, practic plutesc așa. Ce frumos, mă duc cu calul să-mi iau o casă. Picăluțu, și oare unde să mă duc eu să-mi iau casă? Cred că o să merg totuși la estate. Să îmi iau casă acolo. A, și vreau să o scriu aici la panou. Vreau să scriu 24 de ore înalt. 20... Trebuie să scriu așa, cred că... 24H alb. Așa cred că a mers. Yay! 24 de ore în alb. Uitați-vă acolo sus. Stai să-mi iau calul. Na, ce fain. Și aici merg să-mi iau casa, pe care o să o decorez, o să o fac super frumoasă. O să luăm casa aceasta cu braz, pentru că practic, albul mi se pare că este pentru iarnă. Mă gândesc la zăpadă. Îl duc aici la apă. Îl las aici la apă. Ia căluțul apă. Nu bei apă? Lasă aici. Vai, ce cute arată. Aaa, căluțul în apă. Sau îl las aici la intrare. În garaj. Lasă aici, dar nu-l mai bag în garaj. Ok. Acum vreau să îmi fac casa albă. Dacă am tras este așa, o deveni casa practic mai albă. Acum s-o și decorez, nu? Cu propsuri. Alb. Și cred că o să facem să și ningă. În schimb, astea rămân. Astea le lăsăm că rămân albe. Și să vedem ce să mai punem. Să punem aici la intrare niște din astea așa, niște steluțe. Mie îmi plac steluțele, așa că îmi fac intrarea cu steluțe. Hei, drăguț! Și vreau să agăț și niște lumini din astea. Pe aici așa. Vreau să pun și covorașe albe. Deci arată foarte drăguț aici. Pun o grămadă de covoare albe. Să pun și aici, că îmi place cum arată. Să punem pe masă niște lumânări și steluțe albe. Lumânări. Foarte drăguț arată deja. Să punem și aici lumânări. Să punem floricele albe. Drăguț. Ce mai putem pune? Încă o floare din asta așa, romantică, albă. E, ce drăguț. Și aici putem să punem și mâncare. Putem pune și niște budincă de asta de vanilie, că e spre alb. Oh, nu! Am props limit. Nu mai pot să pun. Bă, ce trist. În fine, haideți să vă arăt ce am făcut până acum. Pentru că am props limit și nu mai pot să pun. Aici așa arată masa. Foarte romantică. Acolo să știți că este budincă de vanilie, așa spre alb cu lapte. Tort, covorașe albe peste tot. Bucătăria care este și ea foarte albă. Așa arată casa. Așa arată împrejur. Am stins și becul să vedeți ce atmosferă drăguță aici în bucătărie. Foarte, foarte drăguți. Uitați-vă ce drăguță este atmosfera. Și așa o să cobor eu ca un îngeraș. Și uitați-vă ce frumos arată aici jos. Foarte drăguț. Și acum vreau să mă duc sus să fac și dormitorul. Wow. Baloane pe care vreau să le fac albe. Ok, ce drăguț arată deja camera mea cu baloane. Punem covoraș alb la intrare. Ce frumos arată steluțe, că nu se poate fără steluțe aici. Așa, și vreau neapărat și măsuță de machiaj pe care o pun aici. Ia uitați-vă ce drăguț!
Și aici vreau să-mi pun bradul. Vreau să-mi pun brad în cameră. Ce drăguț arată! Arată foarte, foarte cute. Păi, cred că cam așa o să rămână în camera mea. Eu zic că arată foarte, foarte drăguț. Ia uitați-vă. Aici dorm eu cu două baloane. Avem aici covorul, bradul, luminițe, masa mea de machiaj. Foarte, foarte drăguț. Să dați o notă acestui episod, ținutei mele, și să îmi spuneți dacă v-a plăcut 24 de ore în alb. Nu uitați de like, subscribe dacă nu sunteți abonați și clopoțel. Mulți pupici!